Bună revedere, dragii mei! Mă bucur tare mult să vă revet din nou la o nouă ediție a emisiunii noastre aici, în studioul HD365, în cadrul emisiunii Momârlanii Gazde Bune. De data aceasta, în casa noastră, un oaspete de seamă al muzicii populare românești. Astăzi ne calcă pragul și vine să ne vorbească despre povestea lui de viață, a artistului, dar de ce nu și a omului, Gabi Nicolae. Gabi, îți spun bine ai venit! Bine te-am regăsit! Mă bucur tare mult că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi alături de momârlanii noștri de aici, din Valea Jiului. Și mă bucur și îți mulțumesc pentru invitație. Mă simt foarte bine, chiar dacă sunt pentru prima dată la voi aici. Este ambianță plăcută. Ne bucurăm tare mult. Este în regulă. Pentru început, spune-mi, te rog frumos, cine este artistul Gabi Nicolae și de unde vine acesta? Vin de la Deva, dar deloc de țărână, cum se spune. Am crescut aproape de Deva, la 18 km, într-un sătuc frumos, care așa a fost și atunci, așa îl văd și acum, satul Barbur, acum la Băița. E satul copilăriei tale. Exact. Cum a fost copilăria lui Gabi Nicolae? Să știi că am avut o copilărie foarte frumoasă, o copilărie liniștită. Nu era așa de agitați ca și acum. Ca și acum, da. Adică am avut copilăria aia cu jocurile, cu prăștii, cu ascunzători, cu arcuri, cu ceea ce în ziua de azi nu se mai prea știe. A fost o copilărie frumoasă. Mă bucur că am știut ce înseamnă și viața la țară. Adică de la țară am venit, știu cum este. Ori de câte ori am ocazia, mă întorc cu drag și, sincer, acolo îmi găsesc mereu liniștea. Deci, ca și la țară, nu e niciunde. Unde ai copilării și unde ai amintiri. Adică, cred că cele mai frumoase amintiri. Foarte frumos. Că suntem într-o emisiune despre cântec, despre folclor. Spune-mi, te rog frumos, cum ai început să cânti? Cine ți-a insuflat dragostea pentru cântecul popular? Ai moștenit de la cineva acest dar? Să știi că nu. Părinții mei, neavând pe nimeni familie și nici din neam în neam, cum spuneau părinții mei, zice, noi n-am avut pe nimeni, ei la început au crezut că e doar o glumă sau zicea că este copil, poate se răzgândește și pot să spun că am început destul de târziu, adică chiar pe la 18 ani, deși că îmi doream, dar părinții mei mă vedeau să fac altceva, cu totul și cu totul altceva. Ce-și doreau ei să faci? Păi, ce să zic, așa, să zic un exemplu, era o industrie minieră și bunicul meu și tatăl meu erau acolo, zicea, păi fă altceva, fă o facultate, să mergi... La ceva de viitor. Da, ceva de viitor, da. Pentru că atunci, pe timpul ăla, erau industriile miniere, ca și aici, la voi, în Valea Jiului, și i-au zis, mie nu-mi place, vreau să fac muzică. Păi zice, tu ce muzică? Că n-a cântat nimeni, nu, noi nu știm ce vrea. Păi zic, uite, mie m-ar place, zic, să pând cu vocea sau la un instrument. Prima dată am încercat cu acordeonul, mi s-a părut puțin cam greu și pe urmă am terminat de liceu și m-am înscris la Școala Populară de Artă. Și când am văzut că de fapt îmi place și... Adică, cum i-am convins, să zic așa, mi-am adunat niște bănuți și făceam niște repetiții cu niște băieți, ca la început. Și mi-am cumpărat un microfon și când m-au văzut ei că m-am dus cu microfonul acasă, atunci au zis, bă, totuși își dorește... Că își dorește cu adevărat. Da, nu că nu m-ar fi susținut, dar poate nu aveau încrederea aia, știi? Și bă, poate nu-i pentru el sau... Și uite că ai ajuns, da, să mulțumesc bunului Dumnezeu, cunoscut. Da, așa este, după, bineînțeles că după ce au văzut că, clar, m-au susținut foarte mult, ca și acum, și... Mă bucur tare mult să aud acest lucru. Da, deci așa a fost începutul. Un instrument ai studiat, nu ai aprofundat acordeonul? Nu, și pot să spun că așa am așa o părere... Îți pare rău, da, nu? Da, dar bine, știu așa, nu, am făcut și la Școala Populară, aveam și pian, așa știu ceva, dar nu știi cum e la nivelul de începător. Îți aduce aminte de primul eveniment unde ai cântat, prima ta cântare? Da, să știi, primul eveniment, deci n-am să uit și peste 50 de ani dacă o să ne întâlnim la o emisiune, o să știu și o să te explic așa acum. Deci am fost la o nuntă în județul Alba Iulia, într-un sat, Tărtăria. Băieții cu care colaboream, deci doar colaboram, noi nu mergeam la evenimente, făceam doar repetiții,
luaseră un eveniment, o nuntă. Și trebuia să meargă cu alt solist și solistul respectiv s-a îmbolnăvit, nu știu ce s-a întâmplat, și m-au sunat. Au zis, te pregătești, deci asta a fost chiar sâmbătă, deci vreau să spun că ai emoții. Ziua respectivă. Și... Da. Dar au zis, te pregătești și vii cu noi la nuntă. Păi cum, la ce nuntă? Zic, mi s-a părut așa, deci, cum să spun, mai cântasem la evenimente, dar așa, la început, câte o oră, câte jumătate de oră, știu, meream la o nuntă sau la un eveniment de apropiați, știi, și atunci, da. Exact. Și ăla a fost primul eveniment și totul a decurs foarte bine, deci am rămas... Oamenii au rămas surprinși de calitățile tale vocale. Da, acum nu, dai seama că se vedea că era la început și emoții și culmea e că am fost doar singur și este foarte greu, adică să fii un solist la început și să duci un eveniment pe o nuntă, indiferent ce-ar fi. Bravo ție, felicitări! Bine, și cu ajutorul băieților, pentru că... să zic așa, în urmă cu 15-16 ani sau poate chiar mai mult, se mai cânta și instrumental. Și atunci m-au ajutat și ei și eu și a ieșit evenimentul super ok. Foarte frumos. Să facem un pic așa, să o luăm în spate, având în vedere anul trecut. A fost un an destul de dificil pentru artiști, pentru... Da, acum cred că pentru toată lumea, dar pentru noi, cred că da. Cel cum mai... a fost pentru tine anul 2020? Ce să zic, a fost un an, m-am acomodat foarte greu, adică la început nu venea să cred, adică cred că pentru toată lumea a fost așa. Aveam, că am început chiar în martie, aveam 6, 7 și 8 martie, ziua femeii și așa. Și... Dar s-a ținut, nu s-a ținut? Nu, din nu păcate nu, eu n-am mai apucat, am văzut a căzut 6, 7, 8 martie sau anulat, zic ceva. Ceva nu este în regulă. Și, pe urmă, într-adevăr, am văzut și am început să credem că există virusul acesta. Cum să zic, acum am mai găsit câte ocupație. Vezi, cum ar fi? Cum ar fi? De exemplu, mai făceam seara, aveam o grămadă de prieteni sau admiratori sau miri care le-am cântat sau urma să le cântăm la nuntă și îmi scriau pe Facebook sau pe domnul Gabi, nu m-am văzut. Și mai făceam câte un live seara, mai le cântam, ba cu băieții, ba singur... Încercați să țineți publicul aproape. Exact, păi asta este și ideea. Adică da, este bun și online-ul că... Este foarte benefic. Să știi, da, așa este, ai dreptate. Și mai mergeam pe la repetiții, mai mergeam la părinții mei la țară, cum ți-am spus și la începutul emisiunii, acolo mă simt cel mai bine, nu știu, povesteam și cu soția și cu prieteni, acolo, nu știu, totul e altceva și mâncarea e mai bună și... Dacă... Și aerul e mai curat și oamenii sunt mai altfel, totul e. Da, și de câte ori, deviez de la subiectul care m-a întrebat, de câte ori merg acolo, dacă dorm 2-3 ore, ca și cum aș dormi la... O noapte întreagă. Exact, nu știu. Da. Îți reîncarci bateriile. Da, și acum să revenim la subiectul care m-a întrebat cu... am trecut, acum... Ce să zicem, să vedem ce va fi și anul acesta. Noi sperăm că va fi bine, că n-ați ne este dor. N-ați început evenimentele, nu? Nu. Aveți speranță că vor începe, acum, măcar Dumnezeu în bară. Știe, doar El știe, pentru că așa au fost speranțele și anul trecut, că din vară începem, dar nimic. Da. Reușiți să faceți față, având în vedere că anul trecut s-au anulat toate nunțile și s-au pus anul acesta. Sau... Să știi că a fost foarte greu și le mulțumesc, poate sunt miri că ne venim foarte mult și aici în zona Valea Jiului și le mulțumesc, poate sunt și miri care mă văd și le mulțumesc pentru că m-au înțeles și am reușit în mare parte, să zic 90%, să le reprogramăm. Acum am putut, știi, unii vinerea, duminica, dar în mare parte, da, acum au fost care n-am putut, pentru că, nu. De exemplu, am pățit care mi-au spus, domnule, păi eu vreau să-mi mut nunta pe data respectivă și eu aveam luat eveniment pe data respectivă și au zis, păi da, dar noi avem prioritate. Păi eu știu că aveți prioritate, dar nu pot să anulez un contract care l-am făcut, deci eu vreau pe data care aveam și, dar una peste alta s-a rezolvat. Bine că ați rezolvat problema. Da. Îmi povesteai despre soția ta. Spune-mi cum ai cunoscut-o pe Ana, pentru că o știu și eu, o salutăm pe calea aceasta. Da, cum ai cunoscut-o pe frumoasa ta soție? Da, mulțumim pentru complimente. Eu pe Ana o cunoșteam mai de mult, dar, cum să spun, era așa, o simplu ceau-ceau și cântam eu la o cramă și a venit acolo cu fratele ei. Cu cumnatul meu care... și nu mai văzusem de mult și ce faceți, nu știu ce, și
a fost așa o chestie de câteva minute, dar nu știu, deci cum să spun, era așa deci o simplă prietenie, pot să spun. Deși că eu cu fratele ei, ca și în momentul de față, mă înțelegeam foarte bine. Vă știați dinainte? Ne știam dinainte, da, că suntem din Deva. Da, și... da. Da, și pe urmă, într-o seară, eram eu liber, era atunci Yahoo Messenger, așa parda, nu erau Facebook-ul și așa, și a intrat și mi-a scris și am început așa bine, prima dată am luat-o ca pe o glumă, ca pe o... Nu vă gândeați că va fi ceva de viitor? Nu ne gândeam, adică nu. Dar uite că Dumnezeu... Câți ani aveți de când sunteți împreună? 10. Mulți înainte, Doamne ajută. Mergem pe 11, adică 12 de când, ne cunoaștem și 11 de când, acum anul ăsta, de să când am avut nota. Să aveți parte de o căsnicie frumoasă și cu tot ce vă doriți. La voi. Fel și ție când... Doamne ajută să fie. Doamne ajută. Când o fi, să venim ajută. La nuntă. Da, da, cu siguranță. Spune-mi, te rog frumos, despre piese. Le creezi pentru tine sau pentru public? Sau și pentru tine și pentru public? Păi să știi că sunt piese care le creez și pentru mine. Adică, nu eu, compozitorii care le fac și în mare parte. Adică, cred că asta contează cel mai mult. Adică să te regăsești și tu. Să... Care este mesajul principal al cântecelor tale? Încerci să, nu știu, să cuprinzi mai multe stări? Da, nu mergi pe ceva anume. Adică, nu știu, să-ți dau un exemplu, că suntem aici în Valea Jiului, tot veneam la evenimente foarte mult și eram pe microbuz și le zic la băieți, că avusesem, povesteam cu niște prieteni dimineața și zice, bă, tu tot vii aici și nu ne faci o melodie. Și zic, mergeam pe drum și le zic la băieți, bă, următoarea melodie care o să imprim, zic, vreau să fac ceva de mumârlan. Nu știu, zic, ceva, nu știu, ceva, o să vorbesc cu textier, cu care... colaboram și colaborez și acum, zic să oh, ce fain, deci nu neapărat, deci îmi vin așa, stau, de multe ori, să știi că foarte multe idei îmi vin când conduc sau când vin de la evenimente sau sunt la un eveniment și văd ceva care, nu știu, mă gândesc, bă, ar merge ceva. Ceva ce te inspiră exact, și... Exact, da. Da. Dar în mare parte am făcut, deci să zic așa, 70% am melodii care mă regăsesc și eu printre ele. Încerc să mulțumești pe toată lumea și în felul ăsta atras și publicul de partea ta, că cu siguranță ai un public numeros care te apreciază. Da, eu așa cred și le mulțumesc că sunt alături de mine, că mai, aici, dacă mai ales aici la noi, în Valea Jiului, pentru că oarecum te-am adoptat, ești de al nostru, ești mumârlan, pentru că vii de nenumărate ori aici, la foarte multe evenimente. Așa este, ai dreptate și tot timpul am spus că ori de câte ori ajung, mă simt ca și acasă. Deci, ne bucurăm tare mult, suntem oameni primitori. Să știi, oameni cu suflet mare, oameni buni, deci chiar nici, n-am avut niciun eveniment în care să am nici cea mai mică problemă, să zic așa, cu oameni, că se mai întâmplă. Dar, deci, eu când vin aici, sunt ca și acasă și deja am început să știu ce se cânt, adică să pentru că sunt anumite zone, unele au melodii care le plac și atunci, deci, când vin aici, sunt ca și acasă. Culegi folclor sau ai cules folclor? Te-a pasionat acest lucru? Să știi că nu prea, adică folclor foarte mult nu am. Asta, deci am mers mai mult pe comercial. Pe ceea ce se ascultă mai mult acum. Nu? Da, eu, mare parte, merg la, bine, și spectacole, clar, dar mare parte la anunți, la boteze, la cât mai mult muzică de petrecere. Am înțeles. Cum ai ajuns să te lansezi în muzica populară? Ai avut un mentor al tău pe drumul muzicii care te-a ajutat, te-a susținut? Un mentor nu am avut singur. Mi-am luat așa viața în mâini, să zic, și azi mi-a făcut o melodie, mâine alta. Ce a fost și greu și ușor. Acum depinde ce-ți dorești. Dacă îți dorești și îți place ceva, clar... treci ușor peste și de singur, bine, acum nu pot să spun singur, cu ajutorul colegilor, dar ideile sau ceea ce am vrut să fac, eu am hotărât sau eu
Deci nu am avut, să zic, un impresar care să ocupe de mine, să vină să-mi spună, te duci acolo, filmezi, faci aia, faci aia. Dar un artist consacrat pe care, nu știu, de la care încerci să iei anumite lucruri din muzica populară, ai? Când m-am apucat, chiar și la școală, cântam foarte multe melodii de al lui Furduiancu, care și acum la evenimente. Da, și pe urmă sunt mulți, adică Vasile Conia, mulți soliști consacrați care îmi plac, și, dar cum să spun, nu am să spun unul, deci pe el îl copiez sau fac ceva, nu, deci mie îmi plac, ascult foarte multe genuri de muzică, nu m-am axat doar pe un anumit gen și de aia, cum spuneam, deci ascult și nu am pe cineva care să-l copiez. Adică am vrut să fiu eu, Gabi Nicolae, și... Și ai reușit, uite. Pentru că niciodată nu poți să fii Gabi Nicolae, să copiez pe cineva, nu poți să ajungi să fie exact. Și atunci așa am considerat că e cel mai bine. Foarte bine, mă bucur tare mult. Ar trebui să te și auzim cântând, pentru că am povestit destul. Cu mare drag. Dragii mei, cântecul frumos adus din inima județului Hunedoara, alături de invitatul nostru, Gabi Nicolae. Petrec să joc cu precinii la un loc. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petrecem ca între frați. Și la veselie nu ne dăm pe alți o mie. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petrecem ca între frați. Viața trece și doar una, noi ne petreșem acum. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petreșem ca între frați. Ce o fi, dar azi beau cu precinii. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petreșem ca între frați.
vremea geaș pucea opri. Aș tot bea cu precinii. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petreșem ca-ntre frați. Când petrec și mă sunt bine, vreau doar precinii lângă mine. Precini buni și adevărați, ne petreșem ca-ntre frați. Joacă laila și se învârt o troată roată laila. Unge-i muzică și joc laila, arăgenii își fac loc laila. În Arad așa se poartă, toată lumea cântă joacă. La joc și la voie bună, arăgenii se adună. Și laila, nimeni lume nu-l întrece laila. Dă cu banii nu se uită laila, muzica pentru el cântă laila. În Arad așa se poartă, toată lumea cântă joacă. La joc și la voie bună, arăgenii se adună. Cimașă laila, și la toace îi fruntașă laila. La iubitea știe rândul laila, și la joc rupe pământul laila. În Arad așa se poartă, toată lumea cântă joacă. La joc și la voie bună, arăgenii se adună. Și cântă laila, noapte pare tare scurtă laila. Și ne își trăiește viața laila, petreșe-i până dimineața laila. În Arad așa se poartă, toată lumea cântă joacă. La joc și la voie bună, arăgenii se adună. În Arad așa se poartă, toată lumea cântă joacă. La joc și la voie bună, arăgenii se adună. Sus
plouă într-una, ciobanu-și păzește turma lângă oi cu bâta-n mână, se roagă de vreme bună. Sus la munte plouă într-una, ciobanu-și păzește turma lângă oi cu bâta-n mână, se roagă de vreme bună. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Ciobanii mei nu-l crede năcăjă dacă îl vede, că îl bat vânturi și ploi și are grijă de oi. Ciobanii mei nu-l crede năcăjă dacă îl vede, că îl bat vânturi și ploi și are grijă de oi. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Vara ploaia îl udă și iarna îngheață în bundă, stă în ploaie și în fric, dar are mare câștig. Că vara ploaia îl udă și iarna îngheață în bundă, stă în ploaie și în fric, dar are mare câștig. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Joc în fața stânii, ascultă cum latră câinii, nu doarme pe perin moi și cu gândul tot la oi. Încă o joc în fața stânii, ascultă cum latră câinii, nu doarme pe perin moi și cu gândul tot la oi. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Bâta-n mână și-și cheamă câinii să vină, poartă grijă oilor de năvala lupilor. Mereu-i cu bâta-n mână și-și cheamă câinii să vină, poartă grijă oilor de năvala lupilor. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Îi regele codrului și stăpânul banului, dar are viața grea și nu-l crede nimeni ea. Thank you.
și am știut că mea vei fi. Că e dragoste curată și nici când ea nu se gată. Dragostea noastră a început cu privire și un sărut. Cu patimă ne iubim și amândoi ne potrivim. Dragostea noastră a început cu privire și un sărut. Cu patimă ne iubim și amândoi ne potrivim. Și la fin, plin dragă, viața vine plin.
și nici câmbii nu se ceartă. Și ce trai, ți-i dracunașul să stai. Are bani, are avere și mândruțe tinerele. Ce mai viață și ce trai, ți-i dracunașul să stai. Are bani, are avere și mândruțe tinerele. Și la nașta și la fin, ni dragă viața din plin. La băute eu fac lată și nici câmbii nu se ceartă. Și la nașta și la fin, ni dragă viața din plin. La băute eu fac lată și nici câmbii nu se ceartă. Dragii mei, am revenit, iar alături de mine un artist foarte cunoscut aici, la noi, în Valea Jiului, Gabi Nicolae. Gabi, spune-mi câte ceva despre formația ta. Cum ai ajuns să cânți cu băieții cu care cânți în prezent? Cum i-ai cunoscut? A fost greu? I-ai cooptat greu? Nu știu. V-ați închegat greu? Să știi că mi-ai pus o întrebare de baraj. Momentan încă nu am o formație stabilă, adică mai trebuie să mai completez ceva. Formația cu care eu am colaborat, pandemia asta ne-a, nu știu, avut o, poate o amprentă acolo, nu știu, din diferite motive. Nu mai sunt cu băieții cu care am fost, dar cu siguranță când se va da drumul la evenimente, o să apar cu noua formație. Nu o să dezamăgim oamenii, deci o să fim cu siguranță, la fel, așa. Cu siguranță. Am eu ceva, cum să spun, care cred că ar fi, dar momentan nu mă pronunț. Adică până o să fac public. E când un fel de surpriză acum. Să sperăm că o să treacă problema cu virusul și nu o să mai Doamne, existe ajută, și da. O să fim și noi mai liberi. Și atunci o să... Da, și momentan, ceva. Dacă nici nu am avut de lucru, cum spun eu, nici nu m-am ăsta foarte tare, dar, cum spuneam, am ceva, dar o să fie surpriză. Cât de curând o să... Foarte bine. A fost greu să-ți faci repertoriu. Ai muncit mult. Să știi că foarte asta. Greu. Deci, referitor la capitolul repertoriu, când m-am bucat eu de cântat, nu era internet. Erau doar casete și... Nu că... Nu vreau să fiu răutăcios, dar colegii erau puțin mai, nu răi, nu știu un cuvânt, nu te ajutau, adică mergeam la un eveniment și auzeam un coleg de-a meu care cânta o melodie, nu știu ce, și spuneam, oare cine cântă melodia asta? Ai, nu mai aduc aminte. Nu voia să te ajute. Bine, acum, nu toți, dar era mult mai greu, adică mergeai... Eu știu, ieșea, scotea o casetă cu anumit interpret. Dacă nu te grăbeai sau nu, asta nu mai găseai. Da. Deci era acum, intri pe Google și cauți și găsești orice. Mi s-a orice. Ușurat foarte mult munca acum. Da, referitor la studiu, deci, cum spuneam, cu referitor la casete, că asta era, am prins perioada cu casetele, deci atât de rulam și atât dădeam înainte și înapoi, deci... Până se încâlcea caseta. Și caseta și se distrugea. Exact. Erau uroase butoanele de la casetofoane sau combine ce erau atunci la timpul respectiv. Da. Consider că, nu știu, ai participat la concursuri în perioada când ai început să cânți? Nu. Dar consider că sunt benefice în formarea unui artist? Da, clar. Adică te ajută. Tu de ce n-ai făcut lucrul ăsta? Nu știu de ce... Te axa mai mult pe evenimente și mai puțin pe scenă, pe spectacole? Exact, mai mult... Ai fost mult mai atras de... Da, nu știu de ce. Deci nu pot... Nu că nu mi-ar fi plăcut sau nu că nu abordez și folclor, dar nu atât de mult ca și muzica comercială. Îmi place, cum ți-am spus, și folclora. Deci, cum spuneam, ascult orice fel de muzică. Deci nu există niciun fel de muzică mie care să nu-mi placă și ascult... și acasă și pe mașină,
sau pun radio și acolo merge orice. Deci nu... Ce zone abordați la nunți atunci când mergeți la evenimente? Nu știu, cântați Moldova, să știi că... Dobrogea, Bisericere, da, nu știu. În toată țara mergem, adică merg. Și Moldova, și Oltenia, și Bihor, și Timișoara, și... E o diferență între publicul de aici și publicul din altă, în altă parte a țării? Să știi că, eu zic că nu este atât timp cât îți faci treaba foarte bine și te orientezi, că astăzi vizi marfa, că așa este și asta este o meserie care trebuie să știi să zici marfa, că dacă exact, nu... Da. Adică am fost pentru prima dată când am fost în Moldova, clar că poate am avut emoții sau în diferite colțuri ale țării unde n-am mai fost niciodată, să zic așa, dar dacă te pregătești și deși că cum spuneam, dacă mergi la Moldova, nimeni nu ți impune să mergi să cânti moldovenește, dar... Măcar trebuie... în program. Da, exact. Oamenii, domnule, noi te chemăm sau mergem afară, în străinătate. Oamenii te cheamă pentru ceea ce ești tu, pentru ceea ce cânti tu, dar apreciază faptul că tu, dacă te duci la Moldova, cânti un program pentru ei sau că dacă te duci la Maramureș, cânti un program, mă înțelegi? Asta e. Și dacă ești pregătit, deci nu, toți oamenii văd frumos și atâta timp cât se petrec și cât se simt bine, chiar referitor, cum spuneam că vin foarte mult în Valea Jiului, când am început să vin la început, acum vreo 10-12 ani, nu mai știu exact, mă întreba colegii de-ai mei, dar ție nu ți-e frică să mergi la Petroșani? Păi de ce să fie frică? Păi că am auzit că acolo sunt oameni răi, că sunt mineri, că Doamne, zic, vezi, zic, cum puteți să vorbiți așa ceva? Zic, eu mă simt ca și la mine acasă, oameni primitori, oameni cu suflet mare, mai mare ți-e dragul să mergi, se distrează, deci nu există, deci sunt niște oameni super ok. Dar nu, dacă nu ești pregătit, poate pentru o anumită zonă, clar că poate ți se pare greu și acum... Știi cum e? Te duci la un eveniment și oamenii, vezi că mai gustă ceva, poate unul în stare de ebrietate vine și spune, bă, cântă-mă o melodie sau vie cea la Petroșan să zic că suntem aici, vorbim de zona asta, ce cântă-mă învârtită și eu zic, pe ce aia? Sau nu știu. Atunci normal că el poate acționează cumva și tu zici, vai, ce oameni, sau... Deci trebuie să fii pregătit, ca asta și un artist. Să fii un artist. Da, ca și un artist, eu zic că trebuie să fii pregătit cât un pic din fiecare, chiar... Dacă tu te axezi pe un anumit gen de muzică sau poate cânti un anumit gen de muzică mai mult decât altceva, dar e bine să ai din fiecare câte ce, câte un pic. Vine cineva, adică, cum să spun, vine și cere aia, nu știe, aia nu știe, aia nu știe, atunci nu-i regulă, știi? Atunci, deci, bă, nu mai mă duc acolo, că nu sunt oameni, ok, dar probabil e și vina ta ca și artist. Sau, bine, acum nu sunt în măsură să dau sfatul sau ăsta, dar eu vorbesc din punctul meu de vedere. În afară, spuneai ceva de diaspora, ai cântat și în afară, ai fost invitat la eveniment? Da, 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 în Europa, da, în Italia, în Spania, la în Germania. La petreceri organizate de români? Da, doar români, da. Cum te-au abordat, nu știu? Păi acum vezi că pe internet și Facebook-ul ăsta... Și cum tocmai artistul din Deva să ajungă în Spania? Păi, cum, dacă... Noi merg, cum spuneam, merg mult, adică mult, merg în toată țara și atunci am fost la Maramureș și acolo au fost oameni care sunt plecați afară, sau în Moldova, sau la Deva, sau la Arad, sau la Timișoara. Vezi că acum în străinătate sunt plecați oameni din toate colțurile și te întâlnești la o nuntă la Timișoara și poate fratele lui e în Spania și te vede pe, eu știu, pe unde. Și acum cu internetul ăsta vezi că sunt oameni care poate caută un anumit artist și printre... artiștii care urmează și tu și te vede exact, și dă un click și poate îi pișcutul, îi exact, place, exact, știi? Exact, da. Exact. Gabi, spune-mi ceva planuri de viitor pentru anul 2021. Păi planul de viitor, dacă Dumnezeu ajută ca toate să meargă bine și să fie în regulă, vreau să mai fac ceva melodii, mai am melodii în lucru, chiar și acum, adică care se lucrează. Am făcut ceva filmări recente, două videoclipuri le-am filmat chiar aici la Petroșani, sunt melodii de petrecere și mai am care sunt acum, sunt un lucru și... Ia, din punct de vedere personal? Din punct de vedere personal? Nu știu. Îmi doresc să-mi dea Dumnezeu să fiu sănătos. Doamne ajută! Și să...
dacă sănătos, le fac le faci pe toate, cu siguranță. Asta e, eu zic și tot timpul spun, Doamne, dăm sănătate, că dacă ai sănătate, le fac pe toate. Da, așa e. Unde te pot găsi cei care doresc să ia legătura cu tine, să te asculte, să, nu știu, să le fie alături la evenimentele importante din viața lor? Am și pagina oficială, Gabi Nicolae, Facebook-ul este la fel, deci... Deci dați follow. Da, exact. Dați follow și îl găsiți peste tot, să știți că este. Acolo este și număr de contact. Deci, cu siguranță, dacă își doresc, știu unde să mă găsească. Un gând bun pentru momârlanii noștri, cei care ne urmăresc. Te rog, dacă poți să le transmiți. Păi ce să zic, le doresc sănătate, să dea Dumnezeu să înceapă evenimentele, să ne vedem din nou la fel cum a fost și până acum, să rămâneți la fel de distractiv, de petrecăreți și vă țuc și vă iubesc pe toți de la mic la mare. Gabi, îți mulțumim tare mult, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea de a fi astăzi alături de mine aici în studio HD365 și te aștept de fiecare dată cu același drag. Și eu îți mulțumesc frumos pentru invitație. Atât ție, cât și celor care ne-au urmărit, le mulțumesc și promit că ori de câte ori o să am ocazia și o să fiu invitat și pot cu mare drag, pentru că, să știți, cei de acasă m-am simțit foarte bine alături de tine, deci o căldură și în studio frumos și tot. Deci a fost super ok. Mulțumim și cu drag, promit mult că o să mai vin când o să... Cu siguranță, cu noi surprize. Cu noi surprize, bineînțeles. Deci, aici, la noi, la HD365. Exact. Încă o dată, îți mulțumesc plăcere. Tare mult. Doamne și ajută. Eu îți mulțumesc de invitație, Doamne ajută. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sunt Iulia Ru și vă mulțumesc tare mult că ați fost și astăzi alături de noi. Până data viitoare, să rămâneți cu bine. Doamne ajută!